detalia atât pentru fermieri cât și pentru presă acest act. Facem deja un pas important și în problema reducerii gramajului, dar a păstrării prețului, acest tip de scumpire mascată, de fapt de înșelare a clienților. Președintele ANPC a pus în transparență decizională ordinul care impune procesatorilor să semnaleze clar orice modificare a gramajului produselor cu toate detaliile necesare. Astfel protejăm mai ales puterea de cumpărare a celor cu venituri mici și medii, cei mai afectați de aceste practici înșelătoare. Un alt tip de intervenție la fel de necesară este a Consiliului Concurenței și va exista un control asupra pieței detergenților unde există creșteri de prețuri total nejustificate. Vrem să întregim astfel cadrul măsurilor de stopare a scumpirilor demarat prin mecanismele de plafonare a prețurilor. Avem o veste bună și pentru pensionari. Introducem un nou sistem informatic performant la Casa Națională de Pensii Publice, complet integrat. Este o investiție de peste 130 de milioane de lei din PNRR și astfel vom elimina, de exemplu, cozilele la biletele de tratament sau alte servicii. Discutăm azi și propunerile Ministerului Culturii privind rezolvarea problemelor de salarizare din muzeele țării, dar și pentru alte categorii unde sunt discrepanțe salariale. Ministerul Finanțelor trebuie să ne confirme aplicarea acestor soluții și actul legislativ pentru a-l aproba săptămâna viitoare. Sunt convins că în aceste condiții avem maturitatea ca Noaptea Muzeelor să desfășoare normal cu întreaga lista muzeelor deschise publicului. Vă mulțumesc!